și în funcție de genul respectiv. Da, un cost mediu, o ofertă medie, cam care ar fi? De câte ore, de ce preț? În mod normal, un ghidaj, cel esențial, să spunem, cel de bază, aș face o distinție între două tipuri. Unul, în funcție de client aceasta, dacă mi se cere un ghidaj de oră, oră și jumătate, două ore, care este cel mai des întâlnit în cazul corporațiilor, de exemplu, este clar, acolo am un interval de timp foarte limitat, niște oameni care sunt deja obosiți, care n-au venit în vacanță și care au nevoie doar de acolo un picuț de divertisment între producție și cină. În cazul acesta, aici, clar, mai au în funcție de persoane. Și durează, v-am spus, între o oră, oră și jumătate, două ore, maxim, clar, facem centru. Dacă mă lungesc puțin, pentru că sunt turiști care vor să vadă mai mult, ajungem un ghidaj pe care eu l-aș considera necesar pentru Timișoara, ar fi o plimbare din Maria până la Bastion, inclus în piețele centrale, și atunci aici am vorbit deja de două ore și jumătate, trei ore. În ceea ce privește prețul la așa ceva, grupul standard pe care îl am în ultima vreme ar fi 20 de persoane. 20 de persoane la aproximativ două ore, două ore și jumătate, treacă, meargă așa, e undeva între 70 și 80 de euro pe grup. Deci pe tot grupul. Pe tot grupul, da. Cât de satisfăcuți sunt clienții după un astfel de tur? Eu aș spune că foarte. N-am avut decât, feedback foarte bun la capitolul ăsta. Se vede pe ei că au aflat lucruri în plus. Poți să-i urmărești dacă, în ce măsură te privesc, dacă, în ce măsură vorbesc la telefon sau... Se simte în aer. Ai avut și cereri mai extravagante din partea unora, ți-au cerut un anume local, un anume peisaj, o anume terasă, Am avut cereri mai extravagante, însă nu în Timișoara. N-aș putea spune că în Timișoara am avut ceva care să mă surprindă neapărat. Mai degrabă l-am propus eu diverse lucruri care, să spunem, că la care nu s-ar fi așteptat, să zicem. Îi mai plimbam, de exemplu, pe la Palatele Țigănești, din când în când. Făceam un tur de mașină și că îi mai urc în mașină, depinde acum, clar, câte persoane sunt, cât de bine mă simt cu ele și atunci mai băgăm ceva la pachet. Sunt informați cât de cât despre locația unde vin, despre Timișoara? De obicei, da. Sunt oameni care vin clar cu ghidul. Au citit pagina, două, trei pagini, câte sunt. Știu un esențial de istorie, mai degrabă istoria mai actuală. Știu despre Revoluție, despre comunism. Acolo sunt mai fascinați. Acolo au întrebări pentru că e mai de actualitate și nu mergem acum 300 de ani. E puțin mai greu aia istoria aceea.